Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, amin. Vă rog să vă reașezați. Și rămânând tot în Cartea Psalmilor, spun și ce a zis Moise, omul căruia a fost dat să scrie... Câte ceva despre primii 2500 de ani de istorie umană. Salmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și tot el spune aici să fie asta ca și o binecuvântare pentru părinți și pentru copii, pentru tineri în mod deosebit, cărora ne adresăm în prim plan, Vestul 16, să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi și eu spun fie peste voi, bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru, amin. Potrivit cu o tematică propusă, vreau să privim la realitatea din jurul nostru, dar având în față Scripturile Sfinte, că vorba lui Luther, Biblia nu e nici antică, nici modernă, Biblia este eternă, ca să înțelegem felul în care pot tinerii, în prim plan, dar și noi toți ceilalți, în măsura în care avem de-a face cu acest domeniu, cum putem să facem față presiunilor noilor tehnologii, în mod deosebit ne vom referi la influența internetului. Biblia scrisă cu mult timp în urmă are informații și despre ceea ce încă n-a apărut. Și despre eternitatea viitoare. Și nu este în incapacitate să ne dea nouă sfaturi în a ști cum să ne comportăm. Internetul a apărut nu chiar de mult. Este un fel de sat planetar. unde te poți întâlni cu oricine, de oriunde și oricând. Și în felul acesta cel de departe poate să devină aproape și cel de aproape poate să devină chiar străin. Și în felul acesta internetul vrea să anuleze multe oficii care au fost obișnuiți de oamenii de-a lungul vremurilor. Să suspende poșta, să ia serviciile băncii, și ar fi o problemă că suplinește sau înlocuiește anumite domenii economice. Problema este că internetul vrea să ia și locul familiei, să ocupe și spectrul rezervat bisericii. Dar ce ori fi având în plan protagoniștii acestui domeniu? Dragii mei, problema nu este că tehnica a avansat și că poate să faciliteze să simplifice anumite operații și activități. Problema este că odată cu căderea în păcat, diavolul care a devenit stăpânitorul acestei lumi, titlul recunoscut de Domnul Iisus Hristos, folosește orice noutate înspre rău. Genesa 6 ,5, cu 5. Întocmirile gândurilor din inima omului cum erau? Dar inițial pomul a fost a cunoștinței bine și răului. Și internetoare și bune și rele, dar înclinația omului unde este? Spre rău. Și poate culmea, și eu chiar cred culmea a ceea ce va îngădui Dumnezeu și cred că asta va avea de-a face cu tehnica, se va întâmpla atunci când se va împlini ce scrie în Apocalipsa 13, când Balaur a dat puterea fiare și i s-a dat, i s-a dat și tot repetă, e vorba de un mandat limitat, dar fără precedent, pe care vor avea oamenii, sau poate mai bine spus demonii, care își vor asocia oamenii în proiectul lor de luptă împotriva lui Dumnezeu. Și scrie aici, în Apocalipsa 13, că i s-a dat, pe 15, s a dat putere să dea suflare icoane fiare. Și ce face cu puterea asta? Să facă să fie omorâți oameni. De ce nu face să fie trăiască? Pentru că, repet, diavolul, numit în Scriptură și cel rău, orientează orice descoperire înspre rău. Cel ce a descoperit dinamita, suedezul, Nobel, nu a vrut să fie folosită pentru bombe. Dar la ce folosesc oamenii? Și nu le este dat să dezgroapie când vor să cure a războiului. Dar orientarea este înspre rău. În aceste condiții, vreau să vă rețin cu un prim capitol, pe care l-am numit Condițiile Existenței Umane. Adică nu trebuie să ținem cont de ceea ce suntem, de felul în care funcționează organismul nostru. Am avut o experiență interesantă cu niște tineri clujeni, poate ori fi pe aici, poate nu ori fi e din altă biserică. Au ieșit să cânte un cântare, și-a pornit negativele și era așa un bombardament destul de susținut. Și am zis păstorului pentru că atunci când a început textul, era frumos, era cu fiul risipitor. Zic că nu este un acord. Zic dacă aude tata textul să spună că se întoarce acasă, îi pare rău, dar de aude numai instrumentația o să zic că ăsta vine și mă bate să ia și altă jumătate de avere. Și pastorul zice, asta îi spuneam eu la celălalt păstor. Zic, bine, bine, eu ți-am spus dumneata, dat lui, dar ce ne spune lor? Și s-a întâmplat într-un alt oraș, tot din județul Cluj, să mă întâlnesc cu ei. Și îi spun, oh, hai să povestim. Zic, uite, este un dezacord. Frate, noi suntem diferiți. Nu am știut, eu am știut că toți oamenii sunt și într un singur, nu am știut că sunt diferiți. Zic, hai să facem o probă dacă sunteți diferiți într-o cameră frigă la minus 40 de grade, într-un tricou, deschid așa un vizor și vă întreb, vreți să vă schimb tricou? N-ați transpirat? Păi frate, la minus 40 de grade, cum se transpir? eu, eu știu cum sunt oameni diferiți? Nu știu, întreb și eu. Dar zic, nu avem cameră frigă, stăm până la vară, la plus 40 și cu o șubă pe voi, băți, mai vreți un balton? Dar păi, cum, frate? De, eu știu cum sunteți voi diferiți. Zic, să te stăm în un alt domeniu, Eu stăteam la masă, să faci, consumați ceva care este dăunător. Cum să consumăm ceva dăunător? Păi știu că sunt oameni diferiți. Dragi mei, toți suntem la fel. Mm. Voi, celor tineri, vi se pare că bătrânii au circulat pe o uliță pietruită și voi circulați pe o bandă rulantă. Dar direcția este cam aceeași, picioarele sunt la fel și vorba lui Solomon, poți urba pe cărbune aprinși fără să se aprinde picioarele? Da, cu focul în merge? Suntem la fel. În primul rând vreau să rețineți că noi toți suntem tributari simțurilor noastre și mediului în care ne desfășurăm activitatea. S-a făcut probă să fie crescuți niște copii și toți în jur să tacă, să vadă că nu cumva o să învețe limba lui Adam. Ce limba au învățat copii? Au rămas muți. Pentru că și copiii nu învață din oficiu să vorbească, ci învață să vorbească cuvintele, respectiv limba, și se comunică în casă sau în locul unde trăiesc. Dacă ne expunem simțurile noastre, în mod special văzut și auzul, la anumite activități, lucrări, acelea, se vor răsfrânge în efectul lor asupra minții noastre și la rândul ei, mintea va răsfrânge totul asupra trupului. Noi suntem ceea ce consumăm. Ceea ce vizualizezi te va amprenta. Ceea ce va auzi te va marca. Ceea ce pipăi îți va transmite prin simțuri o stare sau alta. Și vreau să vă citesc ceea ce vă spun din Biblie pentru a vedea că asta e realitatea ființei noastre. Spunea Domnul Iisus Hristos, Matei capitolul 5, de la versetul 28, dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să poftească și prea curvit cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapă-o de la tine. Și mai spune de picior, am putea să adăugăm și de ureche. Ce înseamnă asta? Că trebuie să avem grijă la ceea ce ne expunem, pentru că acestea ne vor determina în toate acțiunile noastre. Atenție la mediul în care trăiți. Și acum mediul cel mai problematic este mediul online, nu? Un mediu în care poți să te refugiezi și să te conectezi cu cei din universul tău de acolo. Și astea, repet și am încheiat ideea, te va împrenta. În al doilea rând, problema este dată de faptul că mintea noastră va acționa nu în același mod dacă o alimentăm cu ceva sau respectiv cu altceva. Și nu vă țin eu acum teorie, că nu sunt un specialist, dar se știe că expunând în mod deosebit ființa noastră la vizualizări, la anumit gen de muzică, ceea ce este foarte frecvent în mod deosebit pentru tineri, emisfera dreaptă a creierului intră orecum într-un stand by Și la nivelul minții rulează unde alfa care ne fac să privim și să ne placă să privim și spus așa mai pe românii să înțelegem și mai puțin să gândim. Pentru că birourile sunt în partea dreaptă. Și rămânem numai cu un like. mi au plăcut. De aceea se observă că sunt așa de ușor de sedus tinerii atunci când sunt conectați și dacă lasă timpul într-un mod mai îndelungat să, să, să se consume în felul acesta, afecțiunea este destul de majoră. De aceea spunea Solomon, acum 3000 de ani, vă citesc din carte Proverbele, capitolul 3, 4, versul 23, păzește-ți mintea mai mult decât orice. Că nu funcționează la fel oricând și oricum. Nu e la fel când dor sau când ești treaz, nu? Ai vorba de unde, delta, teta, ai altceva. Nu asta e problema că dormim. Căci din ea ies izvoarele vieții. Și cum spunea Domnul, din inimă ies toate stările. Spune de asemenea Apostolul Pavel la Roman, capitolul 1, cum s-a produs degradarea umanității, iar acum ritmul este mult mai alert. Citesc versetul 21 și 22, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte, că mai mare de șertăciune ca internetul nu există. De trăia acum Solomon și scrie el ceva, asta de dea ca exemplu. Și inima lor, să înțelege mintea, fără pricepere, s-a întunecat. Observați cum activitățile fac mintea să fie lucidă, să putem avea o analiză cauzistică, să gândim corect, matur sau să fim ușor de duși de minte. De exemplu, cum funcționează reclamele? Eram cu cineva și așteptam la un cabinet și reclamele știți cum sunt așa repede. Și zice unul, dar da, stai să văd! Auzi, ți-a să vezi, dar nu ți-a lăsat să te gândești. Și este cunoscut de către cei ce se ocupă cu marketing și cu toate problemele acestea de piață, bombardezi minte așa cu secvențe scurte, nu știi ce faci, dar faci. S-a dovedit, s-a făcut calcule, de exemplu, în supermarketuri, că muzica imprimă ritmul cumpărătorilor și volumul vânzărilor. Și au fost chestionați oamenii la ieșirea din magazin și au fost întrebați unii, știi că a fost muzică? N-am observat. O altă trei mi a zis, da, muzica a fost muzică, dar nu am fost interesat. Și de-abia o treime a spus că pot să recunoască melodiile dar când colo a fost amprentați toți. Pentru că asta este starea noastră existențială și nu putem să facem abstracte de asta. Și un al treilea aspect care îl prezint aici e faptul că aceste lucruri prin repetare și chiar mai mult prin amplificare creează dependență. De exemplu, este cunoscut faptul că imaginile astea mordare creează o dependență și au evoluție la fel de grabă ca și consumarea unor droguri, dar nu din categoria celor ușoare, a celor grele. Dar nu scrie Biblia și despre asta? Ba da, spunea Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 40, 34, adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și Apostolul Petru avertizează, a doua Petru, capitolul 2, versetul 20, după ce au scăpat din tinăciunile lumii, atenție celor ce au fost dependenți, eu am fost dependent pe vremea tinereții mele numai așa de un microbism răit. Și de asta am scăpat greu. Și am doar așa de informații sportive și de buletine de știri și comentarii. Dar acum Iara este mult mai puternică. Dacă se încurcă iarăși, sunt biruiți de ele și starelor de pe urmă se face mai rea decât cea din ei. Și nu este cazul să spunem pe fața anumite chestiuni care le aflăm la confesiuni și la consiliere, dar tineri sănătoși până la un moment dat, la minte și la trup, hrănindu-se în mod excesiv cu anumite imagini, Li s-a distorsionat mintea, li s-a pervertit gândirea și nu mai pot să aibă un comportament sănătos. Și gândiți-vă la ce se întâmplă în abordarea domeniului familial. De ce, acum ci că tot mai noi, au altă orientare? Nu s-au născut cu ea. Asta s-a petrecut datorită felului în care și-au lăsat simțurile în mediul acesta viciat a modului în care mintea funcționează și a dependenței care a urmat. Mulțumim Domnului că aici în Ioan Ops scrie că Domnul Iisus poate să ne facă liberi, slăvit să fie în veci. Dar despre asta voi aminti ca un al treilea capitol, deci în primul rând am spus care sunt condițiile existenței noastre umane, cum funcționează trupul nostru, că suntem cu toții la fel, la frig ne-e fric și la cal ne-e cald, Vreau să abordez acum într-un al doilea capitol câteva sfaturi pentru a duce o viață normală. Sau cum am citit în plan, Psalmul 19, cum am putea să fim fericiți în această societate atât de viciată. În primul rând, cum a îngăduit Dumnezeu să ne naștem, să creștem? Într-o familie. Și de ce diavolul tocmai aici se luptă foarte mult să lucreze? În perioada interbelică, atunci când a apărut Revoluția Feministă, școala de la Frankfurt, acei ateiști mai răi decât comuniștii noștri, au avut ca intenție declarată, sunt documente scrise pentru asta, să suprime autoritatea bărbatului în familie. Să facă altfel de cum este scris în Biblie. După al doilea război mondial, când și numărul de bărbați a scăzut, datorită zecilor de milioane de oameni morți în război, s-a pornit la un al doilea atac să rupă pe mamă de copii. Și, și ca efect a Revoluției Feministe, femeia a fost scoasă din casă și a fost promovată pe temeiul egalității. Și acum, de când cu invazia asta a internetului, Cine a mai rămas? Să-i rupă pe toți unii de alții, să-i fărămițeze și vorba aceea să fie aproape toți plecați de acasă și care au rămas acasă să fie și ăștia plecați de acasă. Un prim sfat, educația spirituală, activitățile sfinte în viața de familie sunt temeiul unei vieți sănătoase în înțeleptul în cartea Proverbele, capitolul 22, versetul 6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Dar pe motivul altor factori de natură economică sau știu, socială, uneori le convine părinților să-i lase pe copilaj la desene animate și să-i dea tocmai în brațele, cum spune Osea, a ce îi va ucide. Și se formatează într-un anume fel mintea și se creează din pruncie dependența. Amintiți de imaginea unui copilaș încă nu știa să vorbească. Și mama să-i pusese de sine animate și la un moment dat a fost întrerupt de o reclamă. A strigat odată pe limba lui să continue, că îi luase biberonul. Și dacă acești copii nu pricep, nu știu cum se face că unii mai mari, cum am întrebat toată pe un copil, care copii ar trebui să se asculte mai bine părinții, cei mici sau cei mai mari? Cei mai mari, că trebuie să priceapă mai mult. Mai că dacă în timp mintea a fost setată în felul acesta, e problemă. Dragi părinți, e bine că suntem toți aici și să mă asculte și copiii și tinerii. Dacă vreți să nu fim afectați de societatea asta, atunci puneți preț pe educația sfântă în familie. Face vistim pentru copiii dumneavoastră să citiți împreună din Biblie. Asta a fost, este una din amintirile plăcute ale mele de când aveam copiii mai mici, acum practicăm cu nepoții. Să citim toți un capitol și începând cel mai mic, fiecare să spună câte o idee la cei mai mari, să sape mai adânc, altfel de fură ideile ușoare la ăștia mici. Ce idei frumoase scot copii, te miri! Și am observat asta și la nepoți acum. A, ce vezi timp să cântați împreună, ascundeți telefoanele, închideți laptopurile și rugați-vă. S-a întâmplat mai cu ani în urmă, nu era chiar atât de proliferată tehnica asta, o mătușă s-a dus la o familie cu câțiva copii, că avem avantajul ăsta, că avem acasă oameni cât, cât de o slujbă în general. Și s au uitat așa cum femeile observă cu lucru de avan, nu zice, voi ce face seara? Și ne a zis, mătușă, să arătăm că nu ne culcăm deodată cu găinile. Și seara, Biblia, instrumentele, copiii, începe orchestra. Și începe mătușa să plângă și zice, dar la voi e mai fain ca la televizor. Deci păi normal, e pe viu. Ne știm toți, echipa, cântăreți. Pentru că noi oamenii avem nevoie de o sevă pentru suflet. Trebuie să ne fie împlinite anumite nevoi spirituale, în primul rând, afective. Face vestim pentru asta. Cât mai mult și cât mai des. Eu zic să țin o slujbă din asta în familie, cât ținea o jertfă în Vechiul Testament, cât dura oare. Cât durează până să arde un animal, nu? Cât o slujbă de la adunare, probabil. Și în felul acesta, manifestându-vă acasă ca o biserică, ce a spus domnul Matei 8, unii sunt doi, o să căsătoriți deja, nu? O voi să locuiască împreună. Sau trei, apare și un copil și alții, dacă mai de domnul, să fie ca o biserică. Și apoi, totodată, să fiți legați de biserică. Timpul spiritual prin educația ce o primim este imperativ, ăsta stă la baza temeliei vieții noastre. Să ne rămână Biblia în minte, să rămână amintirile sfinte, cântările, rugăciunea, experiențele sfinte, părtășiile acestea. Foarte important. Altfel, ne bombardează știrile care sunt făcute... Voi aminti mai la urmă care e rolul lor și care e planul acestor oameni. Sper că m-ați înțeles, da? Copiii țin bine minte și dacă au prins ideea o să creadă de acum să schimbă ceva la orarul cu familiei, nu? Știți, acum de când cu pandemia asta școala s-a transferat acasă. Eu vă spun că școala e de mult acasă, am ființat-o Iosua. Baza legii lui Moise. Când vei fi acasă, eu turnăm șase. Numai că dacă nu e învățătoarea acasă, nu. Dacă directorul nu e acasă, să vadă dacă se respectă orarul. Nu? Știți care e orarul școlilor biblice de acasă, da? Când te scoli, în mintea liberă, când te culci, așa, să-ți se aline sufletul. Și de cumva trebuie să pleci, mai faci repede o oră. Și când te întorci, și apoi să le lași scris. Nu vă dați seama cât har adună asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al doilea rând, tot pentru a ne sfătui în a ști ce să facem, că spuneam de, de, familie și de biserică, este foarte important ca să fie stabilite cu înțelepciune și cum am citit în Psalmul 19 și după poruncile sfinte, criteriile a ceea ce este bine și a ceea ce este rău. Să ne fie clar care este utilitatea internetului, la ce poate fi folosit și care sunt aspectele lui dăunătoare. Și familia și biserica, cele două instituții de factură divină, să stabilească anumite norme, tine dragi, m-au zis bine ce spun, și chiar niște restricții. La noi în casă a fost o regulă când erau copii: care nu-i născut din nou, nu are acces liber la internet. Că nu se poate controla. Și mi-amintesc că spuneau aveam un modem care se putea lua și spuneau: Băieți, unor ceilalți, tată, ai, ai, ai uitat să iei modemul. Acum copiii tot mai fentează, ei se mă uită peste gar și. Dar, totuși, este important ca noi, autoritate, Salmul 78, versul 5: Dumnezeu a stabilit ca părinții să aibă autoritate în familie. Biserica are autoritate. Și ascultați-mă, tineri, dar aceasta e spre folosul vostru. Și apoi se puteți spune, cum zice Pavel în Filipeni 2: Mă bucur că și în absența noastră voi respectați aceleași reguli. Vă amintiți cum a început Salmul 19? Ferice! De ce ce păzeți poruncile? Și zice în Cartea de Autonom, la capitolul 10 o citesc de la versetul 12. Acum, Israel, eu actualizez, acum, tinerilor, ce altă cere Domnul de la voi? Să umbli în căile lui, să-l iubești, să-l slujești cu toată inima, cu tot sufletul, să păzești poruncii lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Undeva la o emisiune televizată, o femeie de acolo, din, din staful respectiv, îi spune unui pastor, eu nu sunt de acord cu ce scrie, sunt restricții. Scrie să nu prea curvești și eu vreau să am un amant. A spus cu o brăznicie, că așa e lumea de azi. Și pastorul a spus, nu scrie așa în Biblie. Cum nu scrie în porunca așa, scrie să nu prea curvești? Nu scrie așa. Să cum scrie? Păi citește tot. Dumnezeu a zis, voi ați fost rupi, eu v-am scos și vreau să vă duc într-o țară unde curge lapte și miere. Și dacă vreți să fiți fericiți, să nu prea curveți. Nu, dar sună altfel. Da, dragii mei, restricțiile puse de Dumnezeu din capul locului de la grădină au fost spre binele omului sau spre lui? Ce frumos era dacă protopărinții noștri stăteau cu minți și mâncau, că doar nu au mâncat din pomul interzis, că le-au terminat pe toate alte fructe de mâncat. Ce și zice, diavol, treceți linia asta roșie. Grozav! Grozav a fost. Cum ah! a fi plâns Eva pentru prima dată? A pornit scandalul și a urmat necazurile. Că au vrut să treacă dincolo de limitări. E dată lumea noastră. Vrea în mod special pe copii, pe adolescenți, pe tine să-i să facă ce vor. A, sunt unile numai pentru adulți, dar e numai așa de formă pus acolo, nu că nu se poate trece. Dar în societate, în alte domenii, de ce nu ne lasă să facem tot ce vrem? De ce sunt restricții? De ce sunt legi cu interdicții, cu obligații în diferite domenii ale vieții? Să luăm, de exemplu, domeniul circulației. Undeva la un supermarket, un copilaș era cu mama lui, dat cu piciorul într-o doamnă ce era cu coșulețul înainte. Și respectiv spune, băiete, da, oprește-te. Și dat cu piciorul. Spune, mamei, da, dragă, ce nu că eu îmi cresc copilul în regim non-restrictiv? Și acolo era un bărbat care se duce și dă un în cap. Fii, domnule, ce faci? Eu am fost crescut în regim non-restrictiv. nu suntem consecvenți, așa e? Și noi și recunoaștem că sunt domenii unde trebuie să ne punem reguli. De ce nu înțelegem că aceste reguli? sunt spre binele nostru și să le fixăm noi, că diavolul care vrea să ne atragă în cursă, vrea să anulăm aceste reguli. O, fie îndurarea Domnului peste noi, ne-a ne, ne dat pricepere. Și un al treilea capitol aici, un al treilea aspect la acest al doilea capitol care vi-l spun, deci am zis în primul rând să fie o educație spirituală, că noi ne naștem needucați, nu știm nimic, și conștiința trebuie formată, chiar dacă există ca și noțiune de bază, ca funcționalitate. În al doilea rând spuneam că trebuie să acceptăm că în urma educației aflăm că sunt niște restricții și știm ce e bine și ce e rău. Și cum spune Isaia 1, veți voi și veți asculta, veți mânca cel mai bun era de -ale țări, dar dacă nu, te sabiezi, veți înghiți, Dumnezeu lasă libertate. Dar spune, de unde încolo apare nenorocirea, și de un om 30. Îți spun înainte, bine și rău, dar eu spun, fă binele ca să trăiești. Și în al treilea rând spuneam, este foarte important să avem o viață comunitară, și aici mă refer la comunitatea frățească și chiar la comunitatea socială a oamenilor din jurul nostru. Unul dintre prietenii tăi de pe Facebook și el și el de pe poziția întâiul, care comunică cel mai mult, dacă a să ai vreun necaz, nu te ajută, că poate e la capătul pământului, nu? ce Solomon mai Solomon? Măi, decât un frate departe, mai bine? Un prieten aproape. E foarte important să ne manifestăm în comunitatea frațească. 2 Timotei 2 cu 22. Urmărește lucrurile sfinte împreună cu... Și treci pe rând pe toți din cor, nu pe de pe lista de pe de socializare. Să ai comuniune cu familia, cu adunarea, cu vecinii. Nu cum s-a dus un bătrân în America și dimineața că se duce ca omul de la țară, cum nu erau gardul sus pe acolo și nu te ducă, pornește alarma. Dar voi nu vă știți cu vecinii, nu? De cine e vecin? Nu știu. Dumnezeu vrea în jurul nostru să avem prietenii, să trăim în lumină, să ne bucurăm unii cu alții. Că așa e sănătos. Așa e plăcut. Salonul 133 e dulce, să locuiască frații împreună. Cum ar fi dacă am stat toți acasă să fi fost adunarea online? E tot așa ca acum? Nu tot așa. Vorba cu Eva a zis, cu ce vezi pe internet, e ca și când vezi reclama cu mâncare, dar tu nu te saturi, că nu poți să întinzi mâna să o iei de acolo, din ecran. Și Dumnezeu așa a vrut ca să trăim în comunitate vă și animalele au formelor de asociere, lupi în haite, oile în turmă și așa mai departe. Se simt bine împreună. Trăiți viața în felul acesta. Să se poată bucura ceilalți de lângă voi, să le oferiți o mimică a feței deschisă, să le dăm o mână de ajutor, să-i mângâiem, Diavolul vrea să trăim într-un așa în, în, izolare. Îmi spunea un tânăr din Norvegia după cazul acela cu Bodnariu ce voi românii nu înțelegi și aici. Societatea aici e mai avansată și fiecare trăiește pentru sine. Se rupte relațiile de familie, nu există într-o comunitate ceva care se lege. Deci aveam un coleg și eu, probabil a făcut un stop cardiorespirator, a murit, N-a schițat nimeni nicio durere. L-au luat ca pe un sac de ciment și l-au pus undeva. Observați cum este în lumea asta mai avansată înspre rău. Copiii cresc cu universul lor fiecare, bătrânii sunt expediați undeva să aștepte să moară și este ruptă societatea, cum este văzută în profeția biblică acea fiară în zona ultimă, cu fier și cu lut care numai nu se pot, nu se pot uni. Să ne dea Bunul Dumnezeu har să trăim într-o coeziune, într-o unitate, într-o părtășie. Așa ne-a creat Dumnezeu și în rai va fi cortul lui Dumnezeu cu oamenii. La pocăiți, deși îi place împreună, așa -i? Spunea cineva, știi ce e mai rău la adunare? Când e mai hai, trebuie să pleci acasă. Pentru că suntem tributari, oboseli, avem servicii, avem familii, dar va veni vremea când nu ne vom mai despărți niciodată și va fi ceva pe real, gustat, tangibil. Dumnezeu să vă ajute. Și în al treilea capitol pe care îl abordez, câteva sfaturi pentru remediere pentru cei ce sunt afectați. Oare câți de aici și în ce măsură sunt afectați? Eu știu numai câți înscriu mie pe e-mail sau mă sună. Frate, sunt corupt. Am întâlnit tânări care după șase luni de vizualizare incorrectă s-a căsătorit și nu s-a putut raporta sub nicio formă, în mod natural, față de viața de familie. Doar șase luni de vizualizare, fără practicare. Iată ce efecte dezastroase. Primul sfat care vă dau trei și aici, 3, 3, 3 și dacă țineți minte și concluzia, ați reținut predica de nota 10. Dar am un material mai vast pe care l-am lăsat la fratele Fănil și poate să vi-l trimit vreo trei pagini tematica asta aici. Nu le am. În primul rând, trebuie să acceptăm că sunt lucruri bune și sunt lucruri rele și să renunțăm Asta mă refer la cei ce deja au intrat în această horă demonică. Să știe până unde să se retragă și la ce să renunțe, să știe ce este bun și ce nu este bun. Spune Scriptura 1 Corinteni capitolul 6 versetul 13. 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Când ești singur, cum spune apostolul, la aceeași epistolă, capitolul 10, judecați voi singuri ce spun. Când este pertinent. Ia în calcul, așa cu înțelepciune, o proiecție până spre eternitate și vezi dacă se merită sau nu se merită. Cineva a întrebat niște sportivi mânați de, de, de faima unor medalii. ce, ce doriți? Să faceți un efort peste puteri, chiar să vă dopați, numai să luați o medalie sau să fiți sănătoși restul vieții? Și au spus, să luăm medalia. Măi, dar mai -mă apoi, nu știu, vrem să fim pe podium. Dar noi vrem să gândim. Și să vedem dacă este ceva de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu, nimic nu trebuie să pună stăpânire. Și vorbeam de dependență. Așa e că se pare uneori când intri pe internet că ți-a fugit timpul mai degrabă decât credeai, nu? Așa e că nu te poți stăpâni. Am auzit la copil din ciclu primar. A zis, nu pot să mă apuc de teme până nu vizualizez niște lucruri. Și cât timp ne consumă? mi am spus unei tinere la consiliere, pune telefonul deoparte până de seară. Cum să-l pun deoparte? Zic, nu așa, pentru cultura ta, ca să vezi și tu cum era lumea, fără telefon, că nu știi. Și mă sună după jumătate de ori, de 10 ori m-am dus să le Și n-am crezut că sunt atât de dependent. Și sistemele, programele sunt atât de incisive, încât ne fură timpul și, cum obișnuiesc eu să spun, dragii mei, nu mai trăim cât metusala. din și zorile vieții sunt trecătoare. Alegeți ce faceți. Mi-a plăcut declarația unui frate în vârstă, 90 de ani, o bibliotecă imensă, și mii de volume. A zis, mi-a plăcut în viață să citesc, dar acum nu mai permite vederea, citesc mult și nu-mi permit să nu-mi citesc pagine din Biblie pe ziua de azi, citesc eu în cărțile mele. Să o cotit și dumneavoastră. Pe o zi, ce trebuie făcut mai întâi? Mă că internetul ăsta e mult mai rău decât la bani și la bani a avut numai două fete, internetul are multe și ți-o dă întâi pe una și o dă pe cealaltă și pe când vrei să o iei pe a ta, mai trebuie să mai slujești șapte ani și bătrânești. Să ne facem orarul în mod înțelept. Spune tot aici 10 cu 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și noi trebuie să fim edificați, crescuți și cu școala asta online. Toți profesori recunosc, nu sunt Pregătiți copiii, pentru că sunt atrași pe toate ulițele, intri pe internet, e un bulevard cu N străzi și se pierd pe acolo și le slăbește capacitatea intelectuală și apare boala ADHD cu slăbirea capacității, cu lipsa de, de... a te putea concentra, de a putea dezbate o temă, de a putea câte și câte se pierd prin toate acestea. Stabiliți voi, stabiliți împreună cu părinții, întrebați și pe alții. Și veți vedea unii că va trebui să renunțați. Nu sunt absurd. Trăim într-o eră digitală, acum lucrurile avansează mai puternic. Dar spuneți-mi, vă rog mie, să fiu concret, fotografiile pe internet ar trebui puse sau nu ar trebui puse? Vă fac bine sau nu, așa să vă expuneți fetelor? Marfa bună se vinde de acasă. Nu, păi trebuie să-și dea toți cu părerea. Și mai face o poză și o pune în satul planetar. Și se mărită și trebuie să afle toată lumea cum s-a strâns ea cu bărbatul în brațe. Asta este util? Nu încărcați internetul, că e plin. Ca să nu mai spun de comentarii. Trebuie să-și dea tot prostul cu părerea. nu așa? Și apoi altul contrazice și vine al treilea și contrazice pe amândoi și al patrulea ține cu primul și va fi cam povestea aia, cu fabula aia cu vulpea și cu viezuri, că n-au știut să împartă două un caș. Și o să vulpea, îl împart eu, părțit și asta. E mai mult, tăiem și o mâncat ea bucățica. Dacă mai e mai mult la el, tăiem și o mâncat ea bucățica. Și până să recunoască ei că acum e porție egală, vulpea a mâncat cașul. Așa e cu internetul. Îți fură vremea, îți fură sentimentele, îți a tot ce ai stabilește ce e necesar și ce nu e necesar. În al doilea rând, renunță la anumite relații, în mod deosebit pe de socializare, astea sunt foarte periculoase. Poți să ducă la prietenii care surup relațiile de care vorbeam că sunt sănătoase, naturale și necesare. Zice în Proverbe 18 cu 24: Cine-și face mulți prieteni și face spre. norocirea lui. Nu mă prietenii ca să vezi cât de tare să fii nenorocit. E un simplu calcul matematic, nu? Renunțe la anumite relații. Nu e obligatoriu să răspunzi la toate ofertele și să accepți toate preteniile. Ba chiar trebuie să dezici să te retragi din anumite relații. Preteniile ele strică. Obiceiurile bune, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Ascultați-mă! Fiți selectivi, nu doar la ceea ce vizualizați și accesați, la relații în mod deosebit, la prietenii. E vorba de persoane și așa se rup relațiile de familie și se căsătoresc cu unii și e supărat cu nevasta. Și ce face când e supărat? Pe nu fumează, accesează internetul. Și acolo e și alta supărată și tu supărat și vă consiliază satana pe amândoi? Steați cazuri întâlnite, nu Doar poveste imaginară. Și se naște o altă relație. Îmi spunea un bărbat, zice, când a apărut Facebook, asta e puternică religie, în 10 ani un, un miliard de adepți, nu? Convertește în masă. Mi-am deschis cont pe Facebook cu soția, ce să comunicăm cu rudenii, să trimitem poze, deși există și alte modalități, chiar prin internet să trimiți doar cu adresă, nu așa, pentru piața satului. Și mi-am dat seama că pe aici îmi vine moartea. Și am ieșit afară, nevasta n-a ieșit și s-a încuiat. Parolă! E blestemată să fie ziua când mi-am deschis cont pe Facebook. Tu ți-ai blestemat-o sau urmează? Păi frate, între Facebook la școală, mi admite, trebuie la serviciu, normal, așa e societatea, dar cu poze trebuie la, la școală. Hai, ce m a spus la punctul întâi? Stabilim ce e bun și ce nu-i bun. Și prietenii, cum se spune, să-ți alegi precum castelele. Că destul avem rudenile cum ne sunt date, nu? Și în al treilea și ultimul rând, dragii mei, și vreau să vă citesc aici un verset, sau chiar aici să-mi deschis Biblia, acceptați tineri, dragi cei care ați fost afectați, să înțelegeți că trebuie mintea să vă fie reformatată. Și asta nu se poate produce de pe o zi pe alta trebuie să faci exercițiu, să te subordonezi, să mergi 10 ori după telefon, dar să nu-l iei. Cum spunea un frate care a scăpat de țigară că s-a pocăit, a zis, n-am mai vrut să fumez, dar un an de zile întindea mâna unde merea înainte tabacheria. Și o să-ți vină să te astezi. Și o să dăm și stai mâna! Mai bine că nu de să de un o tai, din număr, din cot, nu m-am vârful Că n-ai apăsat tare, așa, n-ai folosit toți mușchi. Taie-l jos. Nu-l tăiem. Nici nu trebuie. Nu mai putem cânta, nu? Cum mai ciupim noi corzele. Dar trebuie să admiți această reformatare că tot învățul și are dezvățul. Și cu vremea te vei obișnui așa cum trebuie. Îți vei schimba orarul, te vei simți bine. După cum, de exemplu, se schimbă și regimul alimentar. Și ne-a, doctorul, uneori, ne face regim și respectăm, nu? Are diabet și ar mânca prăjituri, dar nu-i bun. Că... Dar pentru suflet n-ar trebui să depunem un asemenea efort. Specialiștii spun că dacă faci un lucru voit de 70 de ori, apoi îți intră în uz. Și poți să-l faci într-un mod mai degajat. Vreți să aplicăm aceasta? aplicația unor obișnuințe bune. Și vă citesc 2 Corinteni 10 cu versetul 3, măcar că trăim în firea pământească și ne-ar place să ne uităm pe internet. La câte toate! Totuși nu ne luptăm că călăuziți de firea pământească, căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile Cel mai puternice fortificații, dependențe majore, pot fi îndepărtate. Noi răsturnăm izbodirile minții. Am spus că aici este afecțiunea. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, orice tendință, îl facem rob ascultării de Hristos, că El este mirele nostru drag, slăvit să fie în numele. Tineri dragi, pregătiți-vă pentru nunta de sus și lăsați mintea voastră la dispoziția Duhului Sfânt. Pentru că anticristul pregătește ultimul atac împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor. Cum scrie în Daniel, că se ridică împotriva Dumnezeu și vrea să anuleze tot ce a fost, să se înalțe pe sine, să aducă un Dumnezeu al cetăților. Cred că asta are de-a face cu tehnologia. Înțelegem noi oare că toată tehnica asta este o prefațare în evoluția ei și apoi va fi folosită din plin? E diavolul și ultima dominație pământească. Nu vor putea controla oamenii fără internet. Asta e metoda. De aceea trebuie să folosim internetul cu maximă prudență. Să fim foarte vegheatori, să observăm dacă nu suntem dependenți. Să nu ne lătăm seduși. Oricum există o manipulare indirectă. Dar se vrea apoi și o conexie a creierului cu aceste mașinării. Adică vor să suprime tot ceea ce este natural și dumnezeiesc în noi și să devenim niște roboți. Vreți să deveniți roboți? Ni pot controla mai ușor. Oamenii gândesc. Dar din data ce ne robotizează, nu devenim decât niște piese, niște numere care sunt comandate, intră într-un program și sunt seriate ca atare. Noi fiecare suntem unici. Și Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte. Și spune Scriptura în Efesem 4, să nu mai citesc, că Dumnezeu vrea să ni se înnoiască mintea, scris și în Roman 12, și să dobândim chipul lui Dumnezeu. Mintea noastră pe viitor nu i pentru anticrist, este pentru Crist al nostru, pentru Duhul Sfânt care vine să ne inunde. Și nu de imagini voluptoase avem noi nevoie, ci de imagini cerești. E o perspectivă a credinței care țintește spre împărăția Lui Dumnezeu pentru care ne rugăm să vină. Rețineți, dragi tineri, internetul este o vrăjitorie cum n-a fost. Vrăjitorie tehnică. Dar dacă vom reuși să fim conectați la ceea ce este dumnezeiesc. Știți, în mitologia greacă se spune că erau într-o mită zonă niște sunete care făceau pe marnar să se arunce în mare și un capitan și-a regat echipajul de părți ale corăbii să nu se arunce. Dar un altul a fost mai deștept și a pus o muzică care să întreacă muzica acelor vrăji și a sirenilor din mare. Eu prin ce am spus în seara asta nu vreau să vă leg nici la gură, nici la ochi. Aș vrea să vi se deschidă gura să lăudați pe Domnul și ochii să-ți priviți pe zările senine de unde Domnul ca mâine, poimâne, apare să ne strămute în binecuvântata împărăție. Nu vă lăsați controlați de diavolul ca niște dobitoace duși, ca o turmă, că următorul popas este înlocuit să morțul, cum scrie în psalmul 49. Pe noi Domnul vrea să ne conducă la izvorul apelor vii. Și într-o societate care va fi dominată din ce în ce mai mult prin toate mijloce, inclusiv prin aceaste, aceste tehnologii, noi să fim oamenii liberi. Care, vă dau ca un ultim exemplu pe Daniel și ceilalți, au fost oameni de succes în Babilon, dar n-au fost tributari vrăjitoriilor lor, s-au păstrat independența, n-au participat la ospăturile lor și Dumnezeu pe ei a folosit și fiind în relație cei patru s-au ajutat. Și Dumnezeu și-a dovedit puterea prin ei și întreg imperiu a fost comunicate în tot imperiul dat din partea regilor babilonieni sau persani, prin care prin niște tineri, și mai apoi Daniel a fost și bătrân, s-a proclamat numele Domnului vreți să fiți biruitorii fiarei, fiți mai întâi biruitorii a tot ceea ce e păcătos prin internet. Și dacă vom avea biruință pentru aceasta să fie mai întâi slăvit Domnul nostru, să fie binecuvântată puterea Lui care ne este dată, să rezistăm oricăror provocări, orice gândire, orice robie ce vrea să ni se impună, să spunem cum spune Roman 6, noi nu mai suntem robe stricăciunii, dar am devenit prin aceasta robea lui Dumnezeu, care fac voia lui din inimă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea și ce n-aș cerut, dar să vă dea și harul unei biruințe pe tema despre care am vorbit. Amin.